Continuă ediția Maraton, doamnelor, domnilor, veți vedea imediat reacția ministrului Budăi după raportul Băncii Mondiale. Documentul complet trimis la guvern de Banca Mondială, când va avea loc marea recalculare a pensiilor. Budăi anunță noua formulă de calcul la pensii. Ce se schimbă? Soluția guvernului pentru eliminarea inechităților, creșterea vârstei de pensionare, categoriile vizate și data la care pensiile vor fi din nou majorate. Șeful casei de pensii, un anunț în exclusivitate aici la România TV. Doamnelor, domnilor, veți afla de când începe marea recalculare. O nedreptate. Pensionarii primesc, mare atenție, doar jumătate din cât au cotizat. Avem toate calculele. Sunt și schimbări majore pregătite la pensiile private. Veți afla totul în doar câteva momente. Continuă în această seară ediția specială. Doamnelor, domnilor, și chiar acum sunt informații de breaking. Ministrul Marius Budăi a lămurit în exclusivitate la România TV ce se va întâmpla cu pensiile după apariția raportului Băncii Mondiale și care sunt pensiile care vor fi tăiate. Le ascultăm chiar acum. Pus așa tăiate, e direct, așa prea direct. Vor fi recalculate acele pensii care depășesc cuantumul veniturilor aflate casate în timpul activității. Cu precizarea clară că nu se va atinge nimeni de partea de contributivitate, ca să avem foarte clar în imagine ce avem de făcut. Nu vorbesc de impozitare, eu vorbesc de recalculare, astfel încât să nu mai depășească nicio pensie de nitor avut în activitate. Împreună cu colegii mei vom discuta cu banca, cu Comisia Europeană, astfel încât să găsim acea formulă de proiect care să fie corectă și să fie implementată în România. Există un articol în acest proiect, însă eu îmi reiterez ceea ce am spus, pensiile militare nu sunt pensii speciale, însă avem discuții, am avut discuții cu dumnealor, discutăm în continuare, acum cu lărgirea acestui grup și cu cei doi miniștri de resort, ministrul apărării și ministrul de interne, cu siguranță vom avea elementele necesare, astfel încât în discuțiile cu Comisia Europeană să participe ministerile de linie. Da, domnul Stoian va încerca să salveze aceste pensii militare, domnul ministru Budăi. Îl vom asculta și privind recalcularea, privind inechitățile din sistem, privind vârsta de pensionare. Sunt informații importante pe care le veți afla aici, stimați telespectatori. Domnul Stoian, cum vedeți acest anunț? A fost în premieră, în exclusivitate aici la România TV, după apariția acelui raport al Băncii Mondiale. Deci două probleme. Vârsta de pensionare, dacă se majorează, e greșită, pentru că e o măsură greșită, deoarece, să știți, sunt locuri de muncă cu expunere fizică foarte mare și vă dau un exemplu. O femeie nu poate la 60 sau 65 de ani să facă sudură. Deci, în același timp, muncile acestea brute pe șantiere nu pot fi făcute de persoane care în momentul de față sunt cu o serie întreagă de afecțiuni de sănătate. E foarte ușor ca să creștem vârsta de pensionare, dar consecințele din punct de vedere al stării de sănătate, mă refer la categoria muncitorilor, unde este muncă brută, este o chestiune foarte complicată. Apoi, legat de treaba aceasta, pe lângă standardul de viață scăzut al marii majorități a populației României și care trebuie să ține în cont de treaba aceasta, am ajuns în situația, după mine, aberantă, dăm ajutoare, deci nu mai dăm venituri din salarii, din pensii corespunzătoare, dar în schimb dăm ajutoare, că ne ajută Consiliul Europei, că suntem o țară, nici mai știu, în curs de dezvoltare, eram acum 40 de ani, acum suntem o țară înapoiată, dacă pot să mă exprim. Apoi, privitor la pensiile militare, provin într-un domeniu de drepturi de personal, cunosc foarte bine această chestiune. Deci, veniturile, soldele militarilor, salariile polițiștilor sunt asigurate de către statul român, fără niciun fel de discuție, pentru serviciile la care s-au angajat aceste persoane. În consecință, în momentul când îi vine, când ajunge la vârsta de pensionare, atunci trebuie să îi se asigure un venit. Deci pe aceeași cale, tot statul respectiv, statul român, trebuie să-i asigure existența în continuare. Puteți să-i spunem pensie, indemnizație, tot ce vreți. Deci nu poate fi vorba să fie încadrate această situație în
pensie specială. Nu știu unde scrie, pentru că legea pensiilor militare nu cuprinde această sintagmă. Asta spune și domnul ministru, imediat domnule Dorobanțu. Domnul Dogaru, v-ați lămurit, ați văzut ce a spus domnul ministru, că va încerca să salveze aceste pensii. Situația... O secundă, prima lege, 1712, din 3 decembrie 1864, spunea foarte clar ce sunt. Solda disponibilității este 45, adică 80% din solda activității. Punct. Asta reprezintă așa. Adică tot solda. Soldă. Foarte important. Adică soldă, tot clar. Soldă. Pentru că el este în rezervă și pentru că va fi chemat la război dacă începe domnul război. Domnul Ghinea a dat celor doi complici, sau propuseze celor doi complici ai lui, care urmau să facă parte din ONG-ul lui de aplicare a PNRR-ului, 4 milioane de euro. Actualul guvern a redus la 2 milioane și se laudă. Ei au semnat un text venit de la București, unde se vorbește de pensii speciale, chestie pe care simt acum, pe care pun pariu că nu înțeleg. Și tot este o vrăjeală, întrucât Comisia Europeană a spus foarte clar către Facias că nu s-a negociat nimic, nici măcar nu s-a încercat pe PNRR. Iar Banca Mondială a spus foarte clar, nu că acu' e război și le e frică de militari sau de politici, nu! Pensiile lor au fost făcute deja praf până acum până ordonanță de urgență, pe care Curtea Constituțională le-a declarat normale când era vorba de noi. Adică nu s-a negociat, stați două secunde. Dar nu mai sunt normale când e vorba de atare. La ora actuală, care e jocul de glezne al domnilor? Noi avem în procese ca sindicat, la înalta curte am ajuns, pe situația actuală, pentru că ne-a făcut praf ilegal, neconstituțional, până ordonanță de urgență, soldele de rezervist. E ca povestea cu Rabi și Ștrul. Bagă și vaca în casă, bagă și calul, bagă și... Vai ce bine e! Deci ne amenință că ne retrag la 45% ca să ne mulțumim cu furtul săvârșit până acum. Iar eu înnebunesc când aud televiziune spunând că vor crește pensiile militare cu 10% începând de luna asta. Nu! Se restituie pe bucățele și dublu impozitat furtul practicat asupra noastră anul trecut. Asta este realitatea. Hai să discutăm pe realitate. Deci tot ceea ce se spune la nivelul domnilor care ne liniștesc pe sistemul lui Labiș cu moartea căprioarei în fiecare sâmbătă, este pur și simplu gargare, trombon, minciună. Vor să taie și pensii și salarii pentru că n-au curajul să impoziteze cum trebuie multinaționale și băncile. Nu vor să le taie, domnul Dogaru, vrea Comisia Europeană asta vă vor spune. Dacă nu Comisia. Tot haosul ăsta este lipsă de răspuns. Domnule, haideți să lămurim și mitul ăsta, că asta e altă tâmpenie care circulă. Domnule, Comisia Europeană are dreptate când spune că statul trebuie să ia măsuri să controleze deficitul. Excelent! Așa trebuie. Și eu acasă fac la fel și fiecare face la fel și un stat responsabil așa face. Și-a mai pe de altă parte, bugetul unei țări nu se rezolvă și nu se reglează numai din reducerea cheltuielilor. Ci și dintr-un venit. Ci și din creșterea veniturilor. Încă o dată repet, n-avem nevoie nici de Banca Mondială, nici de Tata Mare, nici de Comisia Europeană. Avem nevoie de un guvern care să conducă țara asta bine și să-i folosească toate resursele economice pe care le are, astfel încât să dubleze PIB-ul. Pe care le mai are. Bun, asta o știm. Veniturile, asta e problema. Da, domnul Dorobanțu, vă rog. Am și eu două probleme. Legat de ce a spus acum domnul Izvoranu. Noi avem un document, SNPPC România are un document în care spune negru pe alb de la Comisia Europeană. Comisia Europeană nu se poate amestega în politica pensiilor și salariilor din România. A scris Comisia Europeană. E treaba guvernului. Mai ales o bancă mondială care este un organism terț. Dar nu se implică, ei ne recomandă. Ei ne recomandă, domnul Dorobanțu. Iar doi. Asta să discut acum. Iar doi. Nu ei. Doi plătiți recomandă pe baza ce au primit de la București. Și noi luăm ca atare. Să vorbește, se vehiculează despre creșterea vârstei de pensionare în sectorul de apărare, ordine publică, siguranță națională. Vreau să vă imaginați dumneavoastră și colegii de platou și telespectatorii noștri. Cum arată un polițist, un militar, un jandarm de 67 de ani, 65-67, că vor să mărească și vârsta de pensionare, la 67 de ani să se bată pe stradă cu un bombardier dus la sală care are 2 pe 2? Tasca asta cu vârsta de pensionare ne va lămuri imediat, ministrul Budebe. Acum, domnilor, vreau să vă mai dau o informație importantă, pentru că sunt date privind recalcularea pensiilor, când va avea loc această recalculare. Ministrul Budăi explică totul. Tot timpul am fost aici extrem de reținut în a face declarații cu termene, pentru că nu vreau să aducem vreo speranță pe care ulterior să nu o îndeplinim. Toate aceste lucruri vor fi luate în calcul la forma finală a legii, formă finală care va fi
discutată și în coaliția politică, se va lua decizia finală și se va trimite în Parlament la aprobat. Noi mergem pe direcția rezolvării problemelor cetățenilor și căutăm și vom găsi și soluții să rezolvăm acest lucru. Da, va căuta soluții, domnul ministru. Domnule profesor, da, imediat vin la dumneavoastră, domnule profesor, acum cu recalcularea, mereu ne-a spus domnul Budăi că nu vrea să ofere o dată, că e o problemă și cu impactul pe care îl va avea o astfel de recalculare. Acum vin la dumneavoastră pentru că știu că ați urmărit și aveți toate cifrele, toate datele. Am mai discutat aspectul acesta și cu domnul Ciolacu și cu domnul prim-ministru Ciucă, și anume necesitatea discutării legii pensiilor, dar nu numai, da, și legea salarizării, că se lucrează și la legea salarizării, cu partenerii de dialog social. Și ne-au promis amândoi că da. Uite că timpul acum devine o povară pentru domnul ministru și pentru noi toți și s-ar putea să o scoată, dar să o scoată fără să treacă prin creierele noastre, să le spunem și noi opiniile. Asta e marea problema. Pentru că timpul este foarte scurt, din ceea ce știu eu, pe 31 martie ar trebui să termină proiectul și să-l trimită către Parlament și acolo cred că mai au o lună și jumătate. O lună și jumătate. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în seamă. Ce nu spune domnul ministru și nici nu știe ce să spună, ci că iarăși va fi decizie politică și cine știe cine va fi la guvernare. Când se va aplica legea? Pentru că, din ceea ce știu eu, scrie în PNRR că trebuie să mai eliminăm și inechitățile. Ori pentru asta iarăși ne trebuie bani. Și iarăși o să ridice vocea colegul și prietenul meu, Adrian Izvoranu, domnul de luăm banii, să meargă economia. Știu că de acolo... Imediat, vin și la... Domnule Slav, să interveniți acum, apropo de această dispută referitoare la... Am văzut declarațiile domnului ministru că să recalculeze, să modificări să facă. Să știți că noi avem pe legea pensiilor militare o grămadă de inechități, pentru că a fost modificată prin N ordonanțe de urgență care au creat inechități. Și sunt colegi care au lucrat în aceleași condiții de muncă, aceeași vechime, aceeași soldă, funcție, grad, gradație, comandă și au quantum diferit. Nu mai credem în declarațiile dânsului, așa ne-a spus și când a venit dânsul ministru și ne-a spus că o să aplice legea salarizării. Acum vine cu un nou proiect de legea salarizării, noi nu suntem în grilă, ca și alți bugetari. Nici o să ieșim în stradă, undeva după 20 martie, împreună cu penitenciarele și cu toți pensionarii militari, o să protestăm. Pe 24 martie, deci pe 24 martie faceți un mare protest. Mare protest și de ziua Poliției Române suntem la fel în stradă. Domnul Dragoș, eu am să discut despre pensiile publice, pensiile celor mulți contributive. Da. Eu cred că domnul Budoi iar ne aburește, pentru că marea recalculare, marea reevaluare care s-a angajat acum un an de zile, domnul profesor, mai de mult, deci societatea civilă, populația, i-a acceptat să mai angajeze încă 1200 de oameni în sistem pentru a termina recalcularea sau marea evaluare. Deci a fost o minciună, trebuia pe 31 martie anul acesta să se încheie această aberație. Uitați că nu se va încheia nici anul ăsta. Problema este alta. Adică sunt amăgiți pensionarii, spuneți. Bineînțeles. Va începe, pentru că noi avem deja o lege, era legea 127 și colegii își dau seama. Nu, e nebunia schimbării. Legea 19 a avut 268 de modificări. Legea 263 are deja peste 200 de modificări. Legea 127 nu s-a aplicat, dar este modificată în modificarea modificărilor. Și problema esențială, domnul Dragoș. Și legile se modifică. Că sunt niște milioane de oameni în țara asta de pensionari care se uită la noi și care se uită pe ceas și mai au o lună, două de trăit. Aia n-ai timp să aștepte. Dacă îmi permiteți finalul, numai puțin, ca să încheie într-un minut. Se discută despre inechități, cum spunea domnul Hader. Domnule, se discută de un an de zile, domnul Dragoș, și este strigător la cer. Se discută din 2009, de 14 ani. Nu se face nimic. Sunt patru puncte importante la aceste inechități. În primul rând, standardul de pensionare, vârsta standard de pensionare. La unii 20 de ani, la alții 25, la alții 30, la alții 35. Deci, vă dați seama, după aceea, indicele de corecție, oameni buni, și ne aud oamenii și domn profesor. Domnule, este incredibil. La unul nu i-a dat niciun leu la indicele de corecție, niciun punct, iar la altul i-a dat cu 0,41, cu 40% mai mult decât la celălalt. 41%. Deci vă dați seama ce inechități create în sistem.
După aceea, grupele de muncă, cum spunea doamna Barcari, grupele de muncă. Să mai dăm o bombă, dacă vreți, în zona inechităților. Oameni buni, 40%, conform ultimelei numărători, 40% din populația acestei țări trăiește în mediul rural. Da. Acolo sunt oameni pensionari, condamnați, ăia n-au nicio șansă, absolut nicio posibilitate. Pe unde-i casa agricolă? Care să, atenție, oamenii au contribuit. Păi au contribuit, da? Aveau patrimoniu. În CAPEL li s-a plătit în morcov. Și nu înțeleg că agricultorii primesc o pensie, că trimește agricultorii pensionari pe pensia minimă. Agricultorii primesc în jur de 500 de lei pe lună, domnule, este inadmisibil. Nici măcar atât. Oamenii ăia mor de foame, oamenii ăia primesc 500 de lei pe lună. Dar plătesc impozit? Da, de ei se vorbește, domnul Fornea, imediat, domnul Fornea. Sunt toate aceste categorii, într-adevăr, care de pensionari care se zbat, că asta e de fapt, se zbat să supraviețuiască. Asta cred că e termenul. Să supraviețuiască. Se zbat într-o țară profund nedemocratică. N-au voie să crească animale, n-au voie să facă nimic. Eu aș aduce în vedere un pic problema Parlamentului României. Noi discutăm toți aici, suntem ca un forum parlamentar, unde aceste discuții ar trebui să fie în Parlamentul României. Ați văzut dumneavoastră vreo discuție de acest tip în Parlamentul României? Sunt pur și simplu regimentați. Cum este posibil ca acești oameni care suferă, pensionari, să nu fie reprezentați de propriilor lor parlamentari? Uitați-vă, păi când au fost, domnul Fornea, legea guvernanța corporativă de care vă spuneam a trecut, deși are elemente de neconstituționalitate. Legile neaplicate, da? 460, atenție, 466 de parlamentari nu au avut un punct de vedere, probabil câțiva, și câțiva îi cunoaștem foarte bine și noi, da? Deci din ăia, numai 10-15 oameni care, din Parlamentul României, care au avut o voce de spus, de comunicat, privind pensiile, privind problemele pe care le are România. Restul, ce fac oamenii acolo? Haideți să vină cu soluția, domnul Dragoș. Ia dați-ne soluția, domnul. O soluție așa, o soluție de sindicalist. Așa. Să coboare din cele două palate, și din Victoriei, și din Cotroceni, să mai coboare în rândul oamenilor de la sate, pentru că așa cum a zis domnul Izvoranu, 41% sunt la sate, să mai meargă pe ulițele satului să vadă cam cât de rău o duc România acolo, că n-au ce pune pe masă și mor de frig. Și doi, 54%, câte, domn profesor? Au veniturile sub 3500 de lei. Da, sub coșul, da. Sub coșul minim. Iar un ministru, PNL se lăuda că el singur dă 3000 de lei pe mâncare. Iar partidele, numai puțin, o singură frază, mai am și... Partidele o dau acum, o țin langa cu ajutoarele. Așa. Haideți să ne înțelegem ce înseamnă ajutoare. Ajutoare înseamnă că mie mi se dau niște bani, ajutor, ca să plătesc la corporația care mă exfolia, care îmi fură banii, exact, ca să facă ăsta profit de 10 miliarde și să-i ducă la el acasă. În Austria, în Germania, în Franța, de unde a venit acolo. Italia. Și eu vin și întreb, de ce statul român finanțează PIB-ul austriac? PIB-ul francez, PIB-ul nemțesc sau PIB-ul român. Acum înainte de a duce mai departe, pentru că mai sunt anunțuri pe care vreau să... În perioada de criză economică, băncile și multinaționalele se îmbogățesc, domne, și noi să răncim. Acum vă explicați cum se explică guvernanța. Uitați, 30 de secunde vreau, domnul Dogaru, și apoi... 30 de secunde am cerut. Da, 30 de secunde. Să se dea o lege a pensiilor civile care se bazează pe contracte de muncă normată la oră, plătită la oră, cu definirea pensiei și cu eliminarea ajutărilor sociale și indemnizațiilor de merit de la capitolul pensii, că nu sunt 5 milioane de pensii, nici jumate nu sunt, și o alta pentru pensiile militare, care sunt bazate pe contracte de prestare activității plătite la 24 de ore, nu la o oră. Sunt chestiuni total diferite. Bun. Atunci lucrurile se limpezesc. Hai să nu mai amestecăm lucrurile. Să se dea o lege care corelează abuzuri cu 24 de ore. Pensia fiind provenită de venit impozitat, este o aberație să impozitezi pensia. Haideți, vă rog, domnul. Să vin cu completări la ce a zis domnul Cornel Dogaru. Astăzi în România avem 4.606.809 de pensionari, la care se adaugă 181.100. Nu sunt atâția pensionari. Care au pensionari. Jumătate de ei nu sunt pensionari. Sunt deținători de... e minciună oficială. Deci, vă rog frumos, sunt deținători de indemnizații de merit și de ajutoare sociale. Persoane. Deci, Adrian, sunt 181.000 de pensionari agricultori care au 713.000 pensia medie, dar le completează statul până la pensia minimă. Ultimul lucru. Dar n-ar fi corect să le dea un punct, să le dea un punct în loc să le dea 0,75 ca să primească cât trebuie. Asta, luați o soluție, domnul guvernant. Vorbea domnul Stoian. Stați, domnul Orbanță, vă rog să ne explice. 1.180.000 de asistat social n-au pensie. Fraților ăștia au muncit pe aici pe acolo, au fost în țări străine, n-au avut serviciu, mulți n-au muncit, că n-au vrut.
Asta este. Ăștia primesc ajutoare de la UE de două ori pe an, mi-a zis domnul Boloș, cam vreo 490 de lei, ulei, zahăre, tâcă, și 300, și cam, în medie, 300 cam în medie, în funcție de, ce, de cât sunt într-o comună, într-un oraș, într-un sat, 350 de lei. Și iată cât, câți mai vin, un miliard de euro? Da, da. Deci, Toni, câtă vreme, câtă vreme, eu dacă stau cu mâna întinsă în fața porții aici, primesc 10 lei pe oră și nu mă poate contrazice da, nimeni că îi primesc. Și asta înseamnă salariu minim pe economie, nu te supăra, nimeni nu se duce la muncă pe bani. Poate vine cu rezolvarea ministrul muncii care vorbește despre noua formulă de calcul și ce se va întâmpla mai departe, cum se vor aplica noile majorări. Ascultăm chiar acum. Da? Legea 127 se schimbă și nu va mai fi punct de pensie, ci va fi acea valoare a punctului de referință. Vedem întâi formula pe care o vom pune în practică, după care trebuie să ghidăm în primul rând un sistem de indexare așa cum este prevăzut anuală și după care în funcție de cine este la guvernare și noi PSD de fiecare dată când am fost la guvernare am făcut-o, am majorat și salariile și pensiile, conștienți fiind că în România încă veniturile sunt mici și avem foarte mult de lucru aici. Deci trebuie să fie o atenție deosebită către resursele financiare și să faci tot posibil să aduci cât mai multe resurse financiare, nu prin creșteri de taxe, prin măsurile economice pe care le iei și să îți creezi acolo o plusvaloare de unde să acea plusvaloare să fie împărțită onest către cetățenii români, pentru că asta e rolul acelei plusvalori. Deci ați auzit acest anunț, doamna Barcari, din partea domnului Budăi, referitor la noua formulă de calcul, ce se modifică, va corecta Nu, cred situația. Că nu vedeți că va face, va se, va fi. Așa, da, eu da. Nu sunt convinsă că el știe sigur că va fi așa. Desfințează proprietatea, pentru doamna Barcari. Pentru că este o nebunie a schimbărilor pe care nici ei nu mai pot stăpâni. Tot schimbă, schimbă, da. Schimbă, se schimbă. O să facă Ministerul Viitorului și o să-l pună pe domnul ministru sindicalist, cum nu contează. Dar eu pun problema altfel. Bode. Răspunde cineva în guvernul ăsta de toate aberațiile care se fac? Pentru că lipsa de responsabilitate face ca să faci ce vrei. Ce strâznește prin cap, ce ai urel. Legi nu le aplici niciodată, vii cu altele. Le schimbi, le dai, le scoți. Le fac pentru români, dar vorbește la viitor, va face, va face, păi va promite, va nu știu ce. De-aia spuneam că face ministerul, tot face. De-aia spuneam că face ministerul viitorului PSD-ul și îl pune pe Budea acolo ministru. O să fie ministrul viitorului. Păi caută soluții acum, domnule Pleșca, caută soluții, da, domnul Budăi și vine cu această... Doi ani caută soluția, doi ani. Dar tot caută, 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 vă rog, domnule, să găsesc. Da, vă rog, domnule. Găsi la Banca Mondială, la naiba. Domnul Dorobanțu, da și mie voie, vă rog frumos. Recalcularea pensiilor. Anul trecut, președintele Casei de Pensii, îmi amintesc că ar fi spus că s-ar fi recalculat vreo 2 milioane de pensii. Da, acum și simt. Acum iar facem recalculare. O luăm de la început. Da. Nu mai înțeleg nimic. Dar doi, referitor la noua lege. Domnul Budăi s-a referit la legea 127, care a fost votată și aprobată. Și care se schimbă. Și care este și acum. Și în baza ei încă se mai calculează pensia. Și se schimbă. Și vreau să vă spun. Vreau să vă spun că dacă s-ar urmări legea 127, în două săptămâni se pot recalcula pensiile pe contributivitate. Pentru că acolo este un element de bază. Punctul de pensie. Dar se elimină acestui. Dacă am înțeles bine, păi, nu, stați puțin, că aici este o chestie. În primul rând, n-ați vorbit nimic de punctajul mediu-anual, care este o proprietate. Și este o proprietate asupra căruia n-ai voie să te atingi. A vorbit de punctul de pensie. Da. În ce măsură punctul de pensie o aiureală, ce spune? Pentru că este valoarea punctului de pensie care se mie îmi dă cuantum. Toate punctele pe care le-a avut înțelegeți? O persoană care a muncit toată viața și se muncește cu VPR-ul. Da. Nu, dar și este foarte simplu, în două săptămâni se poate recalcula tot. Nu, că au încercat o șmecherie. Au spus așa, pentru cei care în urma aplicării VPR-ului quantumul va fi mai mare decât cel care iese din calcul, quantumul îngheață. Dar nu, quantumul e proprietate. Quantumul e un rezultat al proprietății, adică punctajul mediu anual, înmulțit cu valoarea punctului. Deci, practic, el scădea acest punctaj mediu anual. Să înțeleagă toată lumea, doamna Barcali.
Toate pensiile s-au calculat în baza unui punct de pensie. Și pe punctaj mediu. Da. Deci există acel punctaj mediu. Da. Dacă există, avem VPR-ul și imediat se Dorina, nu se mai ia punctajul acum... mediu, ți-a numărul de puncte. Păi numărul de puncte. Și s-a terminat. Păi da, da, la puncte egale, pensie egale. Nu e adevărat. Punctajul mediu anual îmi este mie proprietate, nu punctele. Două secunde, da, domnul Stoian. Da, dar punctele contează. Domnul profesor, două secunde, că vreau să... Domnul Stoian, vă rog. De aproape 2 ani de zile să face afirmația că se recalculează pensiile. Pun întrebarea, în baza cărui act normativ, înseamnă că aceste pensii au fost calculate greșit. Și s-a dat posibilitatea să se angajeze acești 1000 de... Asta nu e o problemă rea, pentru că și așa erau foarte sufocați, însă problema e următoarea, recalcularea, se va face numai în baza acestei legi care stă la sertar. 127. Deci până ce afirmațiile până acum sunt superflu. Pentru că ce se întâmplă? Să recunoaște că au fost greșite pensiile? Miramaș. Înseamnă că nu s-a lucrat cum trebuie. Și vă spun o precizare. Ca o concluzie, sunt ca să ascultăm, vă rog. Sunt dosare care încă mai conțin niște adeverințe neluate în seamă, care astea vor fi luate în discuție pe legea 127. Parte din cei care l-au depus au câștigat în instanță. Problema cu recalcularea e vârsta între bărbați și femei, una dintre recalculări, și a doua recalculare care ar trebui să se facă în baza legii 127, luarea în discuție a sumelor pentru care s-a plătit CAS, decretul din 1972, s-a plătit pe fondul de salarii, nici de cum parțial. Cum se spune că nu s-a plătit. Păi, atunci intră în calcul netul, nu brutul, între iulie 77 și doamna, ianuarie 91. Doamna, lăsați-mă să spun că știu despre ce e vorba. Problema este foarte clară. Nu trebuie să facem afirmații care să deruteze pensionarii. Toți așteaptă recalcularea. Sunt 2 ani problema și jumătate. E că... banii, nimic. În baza experienței, pentru că la noi s-a făcut recalculare. Să continuăm discuția după ce vedem și declarația de exclusivitate pentru România TV a ministrului Marius Budai, care vorbește despre... Domnul Dogaru, vă rog, 2 secunde. Cum vor fi corectate inechitățile din sistem? Ce decizie importantă a luat ministrul Budai? Ascultăm chiar acum. Unul din lucrurile cele mai importante din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere și plecarea care trebuie să vină să se rezolve inechitățile din sistem, să nu mai fie oameni care au ieșit aproximativ cu aceeași vechime, să spunem, pentru că nu există 2 dosare clare, egale, cu toate datele, dar au ieșit la pensie, dar au ieșit în date diferite, în ani diferiți, din cauza intervențiilor repetate asupra legilor de-a lungul timpului, să au acum în plată cuantumuri diferite. Aceste lucruri trebuie rezolvate, trebuie să știe cetățenii că această rezolvarea inechităților nu este tocmai una simplă, se face în 2 pași, un act normativ la care lucrăm acum, în paralel cu acea preluare a datelor în format electronic, astfel încât în momentul în care avem actul normativ să fie mult mai simplu și să nu dureze atât de mult recalculare. Al doilea pas extrem de important este impactul bugetar, pentru că nu se gândește nimeni ca la rezolvarea inechităților să tăiem la unii și să dăm la alții, vorbesc de sistemul public de pensii, ci trebuie să susținem și statul trebuie să facă toate posibilitățile să susțină cetățenii, astfel încât acea rezolvare a inechităților va avea nevoie de un impact bugetar. Aici vine o analiză care se va face la nivel de guvern și împreună cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială, să vedem în cât timp își permite statul să rezolve aceste inechități și să suporte acel impact bugetar. Am spus foarte clar și nu cred că are cineva dubii, atât timp cât noi PSD vom fi la guvernare, nu discutăm nici măcar de înghețare de venituri, dar nici de cum ferească Dumnezeu de tăieri. Deci nu se discută așa ceva. Toate eforturile noastre de când am revenit la guvernare în noiembrie 2021 ați văzut că au fost în rezolvarea și în interesul rezolvării problemelor apărute și nu au fost puține și am acceptat să intrăm și atunci știți, vă aduceți aminte când au fost negocierile pentru coaliție, practic pentru noi pachetul social și economic, primul pachet social și economic a fost o dungă roșie, a fost foarte ferm atunci președintele nostru Marcel Ciolacu. Continuăm în această idee, în a încerca în atât mod cât este posibil să rezolvăm cât mai multe probleme la cetățenilor, ținând cont și de situația pe plan mondial și de tot ce se întâmplă la granița noastră cu acest război și de consecințele sale economice.
Da, am ascultat aceste declarații. Domnule Rodrigo Maxim, vin la dumneavoastră pentru început. Ați auzit care va fi varianta de rezolvare a acestor inechități din sistem. Deci se va face în doi pași un nou act. Da, eu am înțeles de la domnul ministru în felul următor. Că cei care, cu noua lege a pensiilor, cei care vor ieși la pensii vor ieși cu pensii mai mici, iar cei care sunt acum pensionari vor rămâne cu pensiile astea mult timp, poate până vor muri. Deci asta se înțelege de la domnul ministru, fără, și noi am vrea să-i spunem să aibă grijă că la ora actuală și salariul minim este de circa 3 ori mai mic decât coșul minim și puterea de cumpărare este corespunzător foarte mică, deci românii nu-și mai permit practic să trăiască. Mă refer și la salarii și la pensionari. Da. Deci dânsul ar trebui să ia în considerare ca o nouă lege a pensiilor și o nouă lege a salarizării să aibă în vedere corelarea coșului minim cu salariul minim pentru a avea puterea de cumpărare corespunzătoare și pentru a ne permite să avem un trai decent. Dar pentru asta ar trebui să aibă capacitatea să ia în considerare chestia acum, asta. Acum, dincolo de toate, domnule profesor Hader, aveți și calculele acolo. Da, adică ce ar trebui să se facă? Viziunea mea și nu numai. A zis ceva și ministrul, da? Așa. Vă că a zis de mai multe etape. Ați luat în formele domnului Leonte. Deci dacă avem trei pensionari ieșiți cu pensii diferite, la același număr de puncte, cum am discutat și a spus și Dorina aici, unul are 2400 ghinion, altul are 2600 ghinion, unul a ieșit acum, ieri, 3100, are indicele de corecție, care dacă nu s-ar fi dat, era mai jos. Era ca acolo, da. Așa. Și vine legea nouă, legea Budăi, să-i zicem, și îți zice că trebuie să fie 3000. Da. Păi în momentul acestuia trebuie să-i dai 600, în cât timp îi dai? O dată? Sau a zis ceva de două ori, Doamne, iartă-mă. Lună de lună. 400, ăsta stă pe loc. Deci nu va pierde, dar... Păi da, nu, stă pe loc. Stă pe loc. Deci trebuie să-i aduci pe toți prima dată la 3000 și după aia când îi vine și lui rândul îi dai și lui cei... Asta este. Domnul profesor, acum cum spuneți dumneavoastră, sunt pensionari care la muncă egală, unul are pensie 2400, unul 2600 și unul 3100? Este o prostie cât casa, pe la care nu e la operație. Da. Deci la muncă egală, nu e pensie egală. Domnul Zoran nu spunea o chestie. Dacă nu avem principii, degeaba facem calcule. Domnul Hader, la noi s-a practicat recalcularea. Ilegal. Pensiile militare trebuiau aliniate cu omologii la 1 ianuarie 2016. S-au ordonat. Le recalculăm de la 1 ianuarie 2016 și terminăm la 1 decembrie 2017. A început recalcularea. 164.000 de pensii militare. Mai mult de jumate sunt morți la ora actuală. Recalcularea nu s-a terminat. Nu vă faceți iluzii că o să termine în 200 de ani recalcularea la 2 milioane jumătate de pensii. Pentru că alea 1.200.000 stabilită din burtă la 1.200, n-ai ce recalcula. Domnul Dragoș, o problemă foarte importantă. Ceea ce spune domnul ministru Butoi, care mă impresionează. Budăi. Butoi este psiholog. Deci mă impresionează ceea ce spune dumnealui, că în permanență citește numai din domnul Ciolacu. Cum citeam eu până în 90 din Marx. Marx și Engels. Marx și Engels. Deci problema se pune în felul următor. Și mi-asum ceea ce spun, pentru că se uită la noi peste 2,5 milioane de cetățeni din România. Deci acest proiect de lege sau această lege care o gândesc dumnealor acum nu va fi pusă în aplicare. Niciodată. În continuare, ani de zile vor funcționa pe legea 263, doamna cumva... care funcționează. Astăzi, orice pensie se calculează în baza legii 263. Stimați invitați, două secunde, continuăm discuția imediat, dar vreau să vă mai dau o declarație făcută de ministrul Marius Budăi, pentru că sunt informații importante despre vârsta de pensionare, iar ministrul explică ce se va întâmpla și ce categorii vor fi afectate, dacă se va întâmpla acest lucru. Marius Budăi, îl ascultăm. Acea categorie care lucrează în grupe de muncă și ies mai devreme la pensie nu înseamnă că se pensionează anticipat. Ei sunt pensionați direct la limită de vârstă din cauza condițiilor de muncă în care lucrează. Pentru că una e să lucrezi, de exemplu, să fii miner în subteran și alta este să fii într-un alt serviciu la suprafață. Deci sunt categorii de profesii care în toată lumea au aceste condiții de muncă și cărora li se recunoaște vechime suplimentară și o reducere a vârstei de pensionare care vine în urma unor condiții de muncă în care tu ți-ai desfășurat activitatea o perioadă. Când spuneți că Ministerul Muncii își dorește să încurajeze ca omul să stea cât mai mult în câmpul muncii, vreau să clarific foarte clar că nu vorbim de o creștere a vârstei de pensionare, pentru că se poate subînțelege și cred că este
datoria noastră să facem această precizare, ce țina mea, către cetățenii români, că nu discutăm despre o creștere a vârstei de pensionare atunci când ne dorim să spunem că trebuie să stăm mai mult în câmpul muncii. Însă, este real, cu cât lucrezi mai mult și cu cât ești mai activ în timpul vieții, cu atât vei avea o contribuție mai mare și clar pensia îți va fi mai mare. Deci, ministrul Budăi nu vrea să crească mai mult, cu cât da. Lucrezi mai mult, cu atât vei avea o perioadă de pensie mai scurtă. Nu, deci domnul ministru spune că nu vorbește de creșterea vârstei de pensionare, dar încurajează oamenii să stea mai mult, deci, să lucreze mai mult. Eu vă sugerez un lucru, uite, luați așa că aveți aici arhivă. Noi suntem aici veterani la emisiunea asta, cred că avem 7-8 ani, nici mai știu. 14. Auzi, 14 ani. Domnule, luați ultimii 5 miniștri ai muncii care s-au referit ca domnul Budăi la problema a pensiilor, a inechităților și așa mai departe. Și dacă nu veți găsi o identitate aproape perfectă între ce spuneau, indiferent de partid și indiferent de epocă. De guvern. Toți spun același lucru. Domnule, înțelegeți că mor oamenii așteptând pensiile astea mărite, la bar dracu să vă ia. Da, cred că rog, citesc acolo, e un almanac, cred că e un almanac în Ministerul Muncii. Începem cu Șeitan, 2009, gargarea de atunci. Și-l citesc toți miniștrii și-l citesc. Dar vreau să lichidăm odată o nebunie pe care o duc și nu o mai suport. Când s-a hotărât desființarea structurilor militare, că asta s-a întâmplat, nu s-a mai tras cu gloanță noi, s-au desființat unitățile militare și ca să fim dați afară, fără să protestăm, fără să punem mâna pe armă, ni s-a spus, n-ai voie să stai pe funcție mai mare sau mai mică decât gradul. Și dacă în 30 de zile, după ce ți-a scăzut funcția, nu-ți găseai de muncă, de activitate... Că ești la piață, trebuia să-ți găsești pe cuvântul meu. Da, pe orizontală, te dădeau afară din ajutor de șomaj. Stimați invitați, după doar 10 secunde, stimați invitați, doamnelor, domnilor, ministrul Muncii vorbește și despre indexarea pensiilor și despre majorări, tot în doar 10 secunde. Somnul vine liniștit, ceapă de ai mirosi. Nu ai somn, miroase o ceapă, sfărăitul o să înceapă. Toată lumea dă sfaturi, dar când e vorba de sănătate, apelez la profesioniștii farmaciilor Dona. Ai preț special la gama OptiSomn. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Da, vă spuneam, Marius Budăi vorbește despre indexarea pensiilor, despre noile majorări pregătite. Ascultăm chiar acum. Dacă vorbim de majorări de pensii, să vă rog să dați voie să comunic atunci când avem decizia luată, însă ce trebuie să știe cetățenii, și cred că au văzut de când am revenit la guvernare, că atunci când PSD este la guvernare se vorbește doar de plus pe veniturile lor, nu de înghețări și de, ferească Dumnezeu, de tăieri, nu s-a pus niciodată problema. Deci doar de plus, domnul Fornea, vin la dumneavoastră imediat, domnul profesor. Trebuie să ne uităm un pic, în istoric vorbind, relația cu doamna Turcan, de exemplu. S-a discutat mult despre problema pensiilor, acum cu domnul Budăi, dar în spate întotdeauna a existat un sistem. Toți au dorit sincer să facă ceva pentru sistemul de pensii, dar când s-au dus să vorbească, fie era un domn Gherghina la Ministerul Finanțelor, fie era Fondul Monetar Internațional, fie era Banca Mondială. Deci haideți să ne uităm un pic la păpușarii problemei și să nu ne uităm doar la persoane. Până la urmă e un război români contra români. Nu știu dacă toată furia trebuie îndreptată către domnul ministru Budăi sau Turcan sau oricare ar fi el. E ca și cum ai merge pe păpușele alea de care dacă ar avea coloană vertebrală, ar face sau și-ar da demisia. Dar n-ar ține spiciul de 1 aprilie. Domnul colonel, pe același sistem ar trebui să-și dea demisia la fiecare 10 minute un ministru al muncii. N-ar fi rău. Asta este soluția. Pentru că, în realitate, Ministerul Finanțelor și Banca Mondială și creditorii internaționali decid ceea ce trebuie să fie în domeniul pensiilor române. Asta este crunta realitate. Nu e chiar profesor așa. Pleșca, ați auzit ce a spus ministrul muncii Marius Budăi? Vreau să vă atrag atenția. Legea 127 a fost votată în Parlament acum 2 ani. Da. Nici acum nu s-au găsit norme de aplicare. Și vii și îmi spui pentru noua lege, dar se va aplica când vor găsi alte norme de aplicare. Deci sunt vorbe multe, vorbe goale. Păi scrie în PNRR că nu se aplică.
Scrie în PNRR. Deci nu se poate așa ceva. Se aplice, dacă nu depinde de noi. Dacă vă imaginați, suntem aici 10 inși și avem discuții poate în contradictoriu. Dar ce se va întâmpla în Parlament cu 500 de inși? Nu se va face absolut nimic. Vreau să vă mai dau o informație importantă. Poate să vă dau un robot. La Parlament, dacă unul ridică mâna, toți zic așa. Aici avem opinii diferite și... Aici sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Dorobanțu. Vreau să-l ascultăm și pe Daniel Baciu, care explică cum se lucrează la această nouă lege pe care o tot discutăm. Îl ascultăm chiar acum. Și dă-i și lucru. Ce ne-a lipsit? Aveți în lucru și o nouă lege a pensiilor. Aș vrea să vă întreb care este stadiul muncii la acest proiect și când a trebuit să fie gata. Este foarte clar, este jalon în PNRR, undeva la, în trimestrul 1-2023 până la 31 martie va trebui să avem acest act normativ care vizează sistemul public de pensii din România să fie adoptat. Se lucrează împreună cu colegii de la Ministerul Muncii la acest act normativ, astfel încât să putem să îndeplinim jalonul din PNRR. Dar vor fi schimbări majore acolo, o nouă formulă de calcul, înțelegem că se pregătește. Ce va presupune, bineînțeles, dacă ne puteți spune această formulă de calcul? În principal este vorba despre, știți foarte clar, formula de calcul este parte din nou act normativ. S-au tot discutat pe acest subiect. În momentul de față nu avem clar definitivată acea formulă de calcul. Suntem în grafic, de fiecare dată am spus lucrul acesta, suntem în grafic astfel încât până la data de 31 martie să definitivăm per ansamblu toată legea care stipulează, care legiferează sistemul public de pensii, prin care va fi inclusă și această formulă de calcul. Ne puteți spune dacă vor fi modificări la vârsta de pensionare, stagiul de cotizare? Este prematur să fac aceste precizări. La bărbați, vârsta de pensionare este de 65 de ani. În momentul de față, femeile au un grafic de eșalonare până în 2030 pentru acea vârstă de pensionare respectivă, 63 de ani. Avem aceste, sunt aceste discuții. Nu pot în momentul de față să spun exact ce se va întâmpla, adică care este forma finală, pentru că va trebui să purtăm și discuții, în primul rând, cu organizațiile de pensionari, cu organizațiile sindicale și patronale. E foarte important acest dialog social pe care trebuie să-l avem cu partenerii sociali, astfel încât noua lege a pensiilor să țină cont și de propunerea acestor organizații. Cum stați în momentul de față cu evaluarea dosarelor de pensii? Pentru că este un pas de asemenea premergător alături de noua formulă de calcul pentru marea recalculare a pensiilor. Așa este. Este prevăzută în legea 127. Practic, această evaluare a dosarelor de pensii se face în baza legii 127 și este un proces premergător recalculării care va fi prevăzută în noul act normativ. Colegii mei lucrează, eu stau permanent, avem un dialog permanent cu colegii mei, pentru că recalcularea, acest proces de evaluare se face în teritoriu, la casele teritoriale de pensii, și colegii mei lucrează într-un ritm susținut, astfel încât am avut și acea prelungire de personal care se ocupă exclusiv cu acest proces de evaluare a dosarelor de pensii, astfel încât până la 1 septembrie să reușim să finalizăm acest proces de evaluare, pentru ca după aceea, având și nou act normativ adoptat, să procedăm la recalcularea propriu-zisă. Deci din septembrie încolo ar începe recalcularea pensiilor, nu? În funcție de... Recalcularea pensiilor va trebui făcută în baza noii legi a pensiilor. Deci din martie încolo, după ce vom avea legea, și bineînțeles în funcție și de stadiul evaluării dosarelor. Așa este. Da. Da, am ascultat, domnilor, aceste anunțuri importante. Până la urmă, domnul Izvoranu... Sunt pe retro astă seară. Acum 50 de ani, răposatul Toma Caragiu avea un sketch pe care vă rog să-l puneți ca imn al acestei emisiuni și pentru acești domni care ne-au spus acum domnul ministru și domnul Baciu, da, și care suna așa: o,
să fie ce să fie, numai flori și veselie. Doamne, ajută! Eram trecat, domn profesor, da, vă rog. Vă rog eu să ne uitați până pe 30 martie. Domnul Dragoș, vă rog să mă credeți, eu n-am înțeles absolut nici ce a spus domnul Baciu. Se recalculează, dar ce recalculează că nu este nicio lege? Păi o fac până pe 31 martie, așa au zis. Domnul profesor, pe gargară, care este gargară și mincină politică. Asta face PSD-ul. Vă rog, două secunde, vă dau cuvântul. Domnul ministru a spus că va apare o lege, dar să găsim normele de aplicare. Da. Deci este tot o nebuloasă. Deci nu domnul, domnul Baciu, care n-are nicio competență legislativă și de dialog social, știe cum va arăta monstrul la 31 martie, dar domnul ministru habar n-are. Asta e chestiunea. Eu îi transmit că așteptăm noua lege în Consiliul Economic și Social, deci, acolo unde trebuie să fie și unde trebuie discutat. Data viitoare, domnul Dragoș, când mai intervine domnul Baciu, când mi-era dor de dumneavoastră, că nu mai văzusem de foarte mult timp, să spună nimic. Așa și cu sindicalistul Budăi, să spună ceva concret. Nu mai contrazice. Este gargară pură, gargară și minciună, să mintă poporul, să mintă telespectatorii dumneavoastră care se uită cu gura deschisă la noi, în timp ce bătrânii mor de foame și de frig în case acum, tinerii pleacă din țară și pleacă foarte mulți din țară și familii se destramă din cauza sărăciei. Și cine crezi dumneavoastră că sunt responsabili? Guvernanții ăștia să facă naiba ceva pentru țara asta, că ne-am săturat de gargară din asta, de nimic și de minciună. Da, domn profesor Hader, două secunde, domnul Hader. Domn profesor Hader. Că formula nu e gata. Nu e gata formula? Nu e. Deci să înțeleagă să respectăm. Să recalculeze, nu? Simulează, nu luați verbul a simula, că simulează. Domn profesor, dar ce se recalculează? Se simulează. Ca să vadă necesarul financiar și se umblă la numitor și nu știe unde să-l pună. Stadiul complet de cotizare. Dacă nu lasă 25, nu mai elimină ăștia inechități. Vom mai discuta, dar doamnelor, domnilor, stimați invitați, vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune, pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, trebuie să rămâneți pe România TV. Urmează ediție eveniment cu Ioan Cormuș. Ce ne-ai pregătit, Ioan? Bun găsit! Bun găsit, Dragoș! Stimați telespectatori, într-adevăr, o ediție eveniment cu înregistrări, interviuri și dezvăluiri șoc în această seară. În primul și în primul rând, totul despre hoția, minciuna și secretele pandemiei. Să vedeți cum ies toate acum la iveală. Scandalul COVID, prezentăm raportul Serviciului de Securitate. Am obținut documentul doamnelor și domnilor să vedeți ce scrie, ce recunosc în acest moment. Revolta se extinde în Israel, sunt imagini de ultimă oră, le vedeți și pe ecrane. Protestatarii blochează pur și simplu străzile. O să vedeți și noi filmări cu soția premierului evacuată pur și simplu de forțele de ordine. Avertismentul de ultimă oră de la vârful NATO. Mircea Joană, care spune așa și îl citez, atenție la ce se întâmplă în relația Ucraina-România. Ce a făcut Laura Codruța Crivești la întâlnirea cu Zelenski? Avem imaginile de acolo din Ucraina. Apoi, doamnelor și domnilor, o informație de ultimă oră despre candidatul surpriză pregătit pentru alegeri. Ce s-a negociat? Despre cine este vorba? Decizia redeschiderii dosarului președintelui Traian Băsescu. Cea mai mare îngrijorare a lui Traian Băsescu. De ce se teme? Imediat îl ascultăm. Doamnelor și domnilor, lovitura fraților milionari, denunțurile pregătite. Ce se întâmplă acum în celula lor? Ajungem și la dosarul dezinfectanților diluați. Pur și simplu toată lumea scapă. Cine sunt cele două judecătoare care au tergiversat procesul până la prescriere? Moartea violentă a lui Condrea, ce nu s-a spus până acum? Un celebru investigator intervine în direct. În exclusivitate, totul despre dosarul lui Gigi Becali, refacerea anchetei. Ce a făcut polițistul care a mers în vila lui Becali? Pentru că acum, latifundiarul spune așa, mi-a fost frică de polițistul care a venit la palat. Avem toate informațiile, dar și mărturile lui Becali. Mesajul lui Gheorghe Mărmureanu, la 46 de ani de la Marele Cutremur. Stimați telespectatori, când va avea loc un cutremur major în România? Ce fac? Cum se pregătesc autoritățile? Tot aici, în această seară, încercăm să aflăm cum a strâns Mihai Șora milionul de euro din conturi. Fiul lui Șora vine cu noi acuzați la adresa soției tatălui său. Doamnelor și domnilor, încep ediția explozivă, vă aștept cu toate dezvăluirile imediat.